că pe când se apropia Domnul Iisus de Ierihon, un orb stătea la marginea drumului și cerșea. De altfel, este imaginea lumii acestea, care, chiar dacă mersul ei pare unul interesant și chiar dacă lor li se pare că au o viață interesantă în raport cu bunătatea lui Dumnezeu, sunt ca niște oameni orbi. Și oamenii orbi nu pot să vadă. Și oamenii orbi sunt neputincioși. Și acest om orb spune cuvântul lui Dumnezeu că a auzit că în momentul acela treceau o mulțime de oameni. Și a întrebat curios, ce se întâmplă? Și întrebând, a primit un răspuns. Trece Iisus. În dimineața aceasta, Domnul Iisus Hristos este aici. Amin. Slăvit să fie numele Lui. El nu numai că trece, El s-a și oprit. Amin. El este aici. Și orbul acesta a început să strige. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Știi ce se întâmplă cu tine? În dimineața aceasta ești în prezența lui Iisus. A Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ai posibilitate să strigi la El și ai posibilitate să-L rogi să se atingă de problema ta. Omul acesta avea o problemă. Era orb. Și avea nevoie de vindecare, pentru că condiția lui era una dintre cele mai de jos. Nu își putea purta de grijă și singura lui posibilitate de a câștiga un bănuț era să cerșească. Singura ta posibilitate ca să capeți viața este să chem numele Domnului. Și Domnul Iisus s-a oprit, spune cuvântul Domnului, și a zis, chemați-mă, face să vină la mine. Oamenii caută să te oprească. Și oamenii caută să ne oprească, dragi. Am întâlnit de multe ori persoane care au zis, mai ați venit la biserică, dar știi ce? Să supără soția, să supără soțul. Să supără mama, să supără tata, să supără nașul, nașa, vecinul. Și eu știu ce alți oameni mai au influența asupra noastră și decât să-i supărăm, hai bine, rămânem așa, în starea aceasta de orbire spirituală. Această stare de care diavolul îi convine. De care diavolul îi convine. E în regulă. Stai liniștit, nu te du, vezi de treabă. Și totuși, Domnul Iisus a spus să vină la mine. Și omul acesta a venit la Domnul și Domnul l-a întrebat. Ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți facă Domnul în dimineața asta? Ce vrei să-ți facă? Pentru cei ce-L cunoaște vom spune, Doamne, aș vrea să ne mângâi. Amin? Doamne, aș vrea să ne hrănești sufletul. Aș vrea să ne dai în această dimineață din Duhul Tău. Aș vrea să ne dai din dragostea Ta. Aș vrea să ne dai din bunătatea Ta. Dar pentru cei ce nu-L cunosc, dorința îndreptățită ar fi, Doamne, aș vrea să-mi dai vederea. Omul acesta era orb. Și când a fost întrebat ce să-ți fac, răspunsul a venit foarte natural. Aș vrea să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea. Credința ta nu te-a vindecat. Te-a mântuit. Slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta nu numai că ai posibilitate să primești vindecare. Dar mai mult ca vindecare, ai posibilitate să primești mântuire. Slăvit să fie numele Domnului. Știți de ce, fraților? Pentru că avem un legământ superior celui vechi. Cu aceasta am făcut trecerea la textul care voi citi în dimineața aceasta. Un text care are cu el un titlu. Un legământ superior. Este un legământ superior. Un testament superior, dacă vreți. Astăzi oamenii fac testament. Și am citit, nu tare de mult, că un mare om din țara noastră, cu avere, cu posibilități, trecând din viață, i s-a deschis testamentul și au fost multe surprize în testamentul ăla. Fiecare din noi ar fi bine
să ne asigurăm că suntem în Testamentul cel veșnic. Că într-o zi vom moșteni cerul împreună cu Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Că vom fi acolo împreună cu El. Și asta e cel mai important lucru. Ar trebui să ne asigurăm încă de aici că moștenirea noastră nu e o moștenire la care râvnesc toți și n-ajung să o capete toți. Ci e una veșnică care ajunge pentru fiecare, care este suficient pentru fiecare și de care avem nevoie fiecare din noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E o moștenire nestricăcioasă, e o moștenire pe care molile și rugina nu o mănâncă și e o moștenire păstrată pentru tine și pentru mine, pentru toată veșnicia. Lăudat să fie numele Domnului. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea Evreilor, la capitolul 8. Și vă invit cu respect să ne ridicăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu.